Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu, discutăm și astăzi despre actualitatea politică. În prim plan, subiecte legate de războiul din PSD, ajuns acum la faza pe înregistrări. Cuvinte grele s-au aruncat ieri și astăzi între PSD-iști. Vom vedea cine pe cine acuză și de ce. În continuare vom discuta despre motivele pentru care, în viziunea unui fruntaș al PSD, România nu atrage fonduri europene și vom vedea și ce decizii importante a luat astăzi Camera Deputaților. În studio pentru a dezbate împreună aceste teme, dar și altele, colegul meu, jurnalistul Mircea Tătar. Bine ai venit, Mircea. Bună seara, Rareș, bună seara, domnilor și domnilor. Mulțumesc. Ai ascultat aceste înregistrări din care circulă, înregistrări din PSD, care au prins întregul partid și mass media? Da, le-am ascultat, cred că le-a ascultat toată mass media și foarte mulți cetățeni. Le vom asculta și cu telespectatorii în continuare. S-a ajuns totuși la un nivel nepermis al luptei politice. Se înregistrează colegii de partide între ei. Da, să spunem pentru telespectatori că noi, jurnaliștii, am mai avut și avem asemenea informații. Știm cam cum se discută în interiorul partidelor. Din păcate, partidele nu sunt ceea ce par, ceea ce cred cetățenii și mulți dintre susținătorii acestor structuri care, până la urmă, în jocul democratic, decid pentru toți cetățenii. Se întâmplă foarte multe asemenea episoade. Din nefericire, aș spune, pentru că ar trebui să existe totuși un minim respect și între reprezentanții acestor partide, o minimă moralie în ceea ce privește limbajul pe care îl folosesc. Și încrederea între colegi, între parteneri, până la urmă. Corect. Și s-a trecut de mult de linia roșie, să spunem, a acestui limbaj. Sunt atacuri directe, atacuri la persoană, jigniri. Îți propun să ascultăm acum o primă înregistrare ca să vedem despre ce a fost vorba, să vadă și cei care nu sunt la curent cu înregistrările din Partidul Social Democrat. Nicăieri numele nu s-a pornit să te duci la președinte cu numele prim-ministru pe care partidul nu știe. Sub pretextul că să nu-l atace, că nu știu ce, a plecat și să-i duce aici. A deranjat foarte multă lume chestiunea asta. Iar noi ne-am comportat ca un partid de maimuțe. Schimbarea la trei prim-miniștri a fost o tragedie pentru partid. Schimbarea la prim-miniștri, o tragedie. Calitatea guvernului, o tragedie. Iată o primă afirmație a senatorului PSD Adrian Țuțuianu. PSD s-a comportat ca un partid de maimuțe. O afirmație colorată, dar parcă nepotrivită în discursul unui lider politic. Vedeți, oamenii spun în aceste întruniri și adevăruri. A spus și adevăruri domnul Țuțuianu. Nu e normal să mergi cu un candidat de prim-ministru fără să-l știe partidul, pentru că până la urmă, partidul nu și-l poate asuma numai un lider. Puterea unui prim-ministru este uriașă în România. El trebuie să fie reprezentantul partidului, a
partidul care are cele mai multe voturi, care are cele mai multe mandate date de către populație să-i reprezinte interesele. O observație foarte bună. În același timp, domnul Țuțuianu a fost membru al primului cabinet al Partidului Social-Democrat imediat după alegeri. De ce nu a ieșit domnia sa atunci să sesizeze faptul că acest lucru este nepotrivit chiar și într-un partid cum este Partidul Social-Democrat? Foarte bună, foarte bună întrebarea ta. Din păcate, doar în momentul în care un conflict între diferite grupări degenerează, doar atunci vedem asemenea declarații și atunci nu le vedem directe, tranșante, asumate. Da? Le vedem într-o înregistrare dată pe surse de către cineva care a participat la acea întâlnire. Era bărbătește ca domnul Țuțuianu să iasă la acel moment, când a venit domnul Dragnea cu propunerea Sevil Shaidec în comitetul executiv, să spună: nu e normal, domnule președinte, ce ați făcut, nu e în regulă, și să supună atenției colegi. Dar nu a făcut acest lucru. Un alt lucru pe care îl spune domnul senator Țuțuianu și este o realitate pe care domnia sa pune degetul: schimbarea a trei miniștri, schimbarea a trei prim-miniștri, a trei guverne a făcut rău Partidului Social-Democrat, este un dezastru. Fără doar și poate că a făcut rău, se vede în sondaje. Se vede în sondaje, PSD-ul a scăzut. PSD-ul nu a guvernat în acești ani dezastros, să spunem. E adevărat, dacă ne uităm pe indicatori, sunt minusuri. A mai crescut inflația, a mai crescut deficitul bugetar, dar în același timp au crescut salariile la anumite categorii sociale, au crescut pensiile, sunt promisiuni de noi creșteri. Dar la nivel de imagine, PSD-ul a dezamăgit teribil. La nivel de imagine, la nivel de scandaluri, pe de o parte legate de anumite acte de corupție, anumite dosare mai vechi care au ajuns la scadență, dar și prin evoluția candidaților care au fost și ulterior care au devenit prim-ministri ai României. Nu poți să avansezi într-o asemenea funcție chiar pe oricine, doar pentru că este un om loial partidului sau doar pentru că el este loial liderului partidului. Același aici lucru spune și Adrian Țuțuianu într-o a doua înregistrare pe care vă propun să urmărim în continuare. De exemplu, a sărit la mine cel de la Piatra Neamț, președintele de organizație, care mi-a urla așa de undeva de la masă de acolo: băi, lăsați-mă voi cu ale voastre nu știu ce. Și a spus: cum îți cheamă pe ăsta? Asta. Dumneata să vii să vorbești cu mine la modul ăsta, când avea rezultatele mele, deocamdată eu aveam să mă ajung la fel. Și al doilea, când ne vei explica de ce ai nominalizat. Și noi am întâlnit cel mai idiot ministru care este ministrul economiei. Acest ministru este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbești cu cineva cu el. Și are legătură cu economia următoare. A avut o vulcanizare. Da. Ei, dacă asta aici este părerea propriilor colegi despre un ministru din Guvernul României, ce să creadă atunci cetățenii sau de ce nu aici nu, cei nu din putem, alte partide? Nu putem fi de acord cu acest mod de a prezenta lucrurile pe care l-a avut domnul Țuțuianu. Nu pot să aduce asemenea jigniri până la urmă unui ministru care reprezintă acolo România până la urmă. Și e multă ipocrizie. Ne așteptam, dacă e chiar așa, să spunem, dacă adevărul trist, dureros este acesta vis-a-vis de acest domn-ministru, cum nimeni din acest partid, acest ministru a trecut printr-un, la fel ca toți ceilalți, printr-o comisie parlamentară, da? Am fost, e adevărat, sunt recunoscute gafele pe care le-a făcut domnul Andrușcă, dar nu funcționează democrația în partidele românești. Niște structuri democratice ar trebui să cearnă asemenea candidat, să spunem, nu-l cunosc pe ministrul respectiv, nici nu i-am studiat foarte atent activitatea, deși păstorește un domeniu important. Unul dintre cele mai mari ministeri ale României, Ministerul Economiei. El nu s-a remarcat, nu a avut ieșiri în media, nici nu a promovat foarte multe proiecte
vitale, să spunem, ca să fie cumva mai special în atenția noastră în această perioadă, dar s-a remarcat prin gafe. De altfel, a și fost trecut pe o listă care a circulat în mass media, că ar fi printre cei care urmează să fie schimbați la remanierea guvernamentală. O să vedem acest lucru. Dar e destul de multă ipocrizie în ce a făcut domnul Țuțuianu. Adică el a fost viteaz alături de niște subalternei dânsului, de niște prinde de partid vorbesc, pentru că am înțeles că a fost o întâlnire cu primari și cu aleși locali din Dâmbovița, unde dânsul este lider al organizației, și acolo a fost foarte curajos în asemenea afirmații. Oricum, acum înțeles că va trebui să răspundă ministrul. În același timp, senator fiind, a dat un vot de încredere acestui guvern, așa cum este. Evident. Și de asemenea, cu ocazia diferitelor moțiuni de cenzură care s-au succedat până acum, avea ocazia să voteze împotriva guvernului, dacă într-adevăr aceasta este poziția dumnei sale și are argumente pentru cele pe care le susține. Categoric. Adică stai, bine mersi, suporți absolut orice decizie ia partidul, fie proastă, fie care nu este în interesul național, care aduce în față oameni incompetenți profesional, să spunem, da? Și ești doar în momentul în care ai un interes de partid. Am să te rog acum un interes personal susținut prin, știu eu, încerci să-ți găsești cât mai mulți adepți în jurul grupului tău de dizidenți în partid. Deci, acum, pe de altă parte, cred, ar fi de dorit să vedem o analiză serioasă până la urmă și în PSD cu privire la tot ce se întâmplă. E bulversant în ce hal a ajuns acest partid, cel mai important partid din România, care, știu eu, în momentul de față, președintele partidului a lipsit două zile, n-a știut nimeni de el. Am înțeles astăzi că a fost la partid. Și vom discuta în continuare. Am înțeles că a fost la partid. Mă rog, într-un moment crucial în care trebuia să dea niște explicații vis-a-vis de eșecul referendumului pe care el personal și mare parte din lideri l-au susținut. Chiar dacă partidul oficial nu l-a susținut, știm de ce nu l-a susținut, pentru că au fost presiunile din partea organismelor europene. Până să ajungem să discutăm acest subiect, am să te rog să faci un pronostic. Ce l-așteaptă pe senatorul Țuțuianu în acest partid, propriul său partid, pe care l-a calificat ca fiind un partid de maimuțe? Cred că va fi o sancțiune serioasă împotriva lui. Cred că se va merge probabil până la excludere. Și chiar dacă domnia s-a a ieșit ulterior și a spus că au fost scoase vorbele din context. Noi avem iarăși experiența pixelului albastru și altor asemenea retractări ulterioare. Din ce am ascultat noi, nu s-a părut că ar fi, știu eu... Oricât aș încerca să-mi imaginez un alt context, expresia un partid de maimuțe este o expresie foarte urâtă. Ca un partid de maimuțe. A fost o comparație. Sale, dar tot, oricum i-a pus într-o situație delicată. Mă întreb cum va mai sta domnul Țuțuianu la masă cu colegii lui. Adică fostul lider al PSD, Victor Ponta, a prins subiectul din zbor și nu a întârziat să susțină acuzațiile aduse de senatorul Adrian Țuțuianu. Țuțuianu are dreptate, guvernul este slab, spune fostul prim-ministru. Să vedem ce a scris Ponta pe Facebook. PSD a avut capacitatea de a asigura două guverne, 2001-2004 Năstase și 2012-2015 Ponta, considerate de către publicul din România și de către toți analiștii interni și internaționali ca fiind cele mai performante și eficiente de după 1989. Calitatea profesională și morală a premierului Dăncilă și a majorității miniștrilor și oamenilor promovați în funcție de gașca de la Tellerman este apreciată de toată lumea la modul descris de Adrian Țuțuianu. Mâine, la Camera Deputaților, eu și toți colegii mei din Pro-România vom vota pentru moțiunea care îl privește pe ministrul Andrușcă. Fac un apel la foștii mei colegi, deputați PSD, să ni se alăture în acest demers care să transmită un mesaj pentru Dragnea și Dăncilă că paharul s-a umplut.
Înainte de a aproba sau dezaproba cele spuse de Victor Ponta, să ne amintim însă cine se număra printre membrii acestor guverne Ponta, pentru că au fost 4 guverne și unul, nu unul singur, Liviu Pop la educație, Dan Șova, ministrul marilor proiecte, așa se numea funcția domniei sale în acel moment, acum aflat în spatele gratiilor pentru corupție, Eduard Helvig, șeful SRI, era și el ministru, la fel Maria Grapini, Liviu Dragnea însuși era ministrul dezvoltării regionale. Se laudă domnul Ponta cu componența excepțională a guvernului domniei sale. Este aceasta o răzbunare pentru scoaterea sa pe linie moarte? Este dorința domnului Ponta de a reveni în primul plan al vieții politice? Este evidentă dorința de a reveni în prim planul vieții politice din partea domnului Ponta. Cred că exagerează puțin în acest ton dur, tușe groase pe care le pune vis-a-vis de foștii colegi și parteneri. Domnia sa a stat lângă Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a fost lângă Victor Ponta în toate momentele importante din ultimii ani în care le-a invocat domnul Ponta. Cum poți să te dezici așa de niște oameni? Nu spun dacă are dreptate sau vorbesc din punct de vedere uman. Ce credibilitate mai are domnul Victor Ponta astăzi când spune aceste lucruri? Dar când i-a acordat cele mai înalte demnități în stat domnului Dragnea, atunci cum, nu a avut informații, practic, nu a avut propria analiză. Practic, postul domnului Dragnea era cel mai important, este în continuare Ministerul Dezvoltării, este cel mai important minister din Guvernul României. Erau miliarde și sunt și acum miliarde pe care acest minister le distribuie în teritoriu prin diverse programe, Programul Național de Dezvoltare Locală și alte programe pe care le gestionează, ca să nu mai vorbim de fondurile europene pe care le gestionează. Deci e un minister vital. Și acum, normal pentru, oarecum pentru ceea ce vedem, această luptă surdă. Nu știu de ce domnul Ponta nu se concentrează, știu eu, pe o lansare de noi proiecte, de idei, de a construi. Deci vedem această vocație destructivă în politica românească. Să vină cu ceva, să construiască ceva, să construiască un partid, da, mai bun, să spunem, pro-România, să construiască proiecte, programe, care să convingă electoratul și să vină să fie mai bun decât PSD-ul. Dar aceleași în fiecare zi auzim, sau la câteva zile, același discurs, aceleași vorbe grele aruncate spre, nu știu dacă va prinde. Și cum arată și sondajele, nu pare un reviriment foarte serios al domnului Ponta în sondaje. Cred că electoratul românesc s-a maturizat într-o oarecare măsură, am văzut și prin acest comportament al său la ultimul referendum, care va mai fi analizat și urmează să fie analizat pe îndelete de specialiști, dar una dintre cauzele care au dus la acest rezultat, cred că este și maturizarea electoratului român, care așteaptă și altceva. Vedem tot în această logică și de ce nu crește PNL-ul. Păi de-aia nu crește PNL-ul, pentru că nu prezintă credibilitate. Liderii săi nu prezintă credibilitate și nu prezintă proiecte. Nu mai merge doar să demolăm. Nu mai merge doar să votăm răul mai mic. Atât de mult acest electorat și noi românii, că și noi, cred că și eu personal, sau tu, sau alți colegi, nu știu, au votat de nenumărate ori răul mai mic. Vrem să votăm și binele. Da? Până una alta, Ponta a anunțat că domnia sa și colegii domniei sale din noul partid vor susține astăzi în Camera Deputaților moțiunea împotriva Ministrului Economiei, să vedem ce s-a întâmplat. Camera Deputaților a respins moțiunea simplă depusă de parlamentarii PNL și intitulată Dănuț Andrușcă sau Cum să destabilizezi deliberat economia României, incompetența falimentează România, acesta era titlul moțiunii. În favoarea moțiunii simple au votat 103 deputați, 146 au votat împotrivă. Acest rezultat ne arată puțin situația din Camera Deputaților. Colegii domnului senator Țuțuianu nu au fost de acord cu cele spuse de domnia sa, pentru că, iată, au votat împotriva moțiunii menite să îl schimbe din funcție pe acest ministru Andrușcă, față de care a avut cuvinte destul de insultătoare.
Da, vedeți, până la urmă, votul contează și în acest caz, și în cazul unei moțiuni de cenzură, și în cazul unor scrutine electorale. Restul sunt povești, restul sunt discuții, critici. Această grupare care îl contestă pe Liviu Dragnea și actuala echipă de la conducerea PSD și a guvernului, poate are dreptate în multe privințe, dar încă nu sunt suficienți de mulți, suficient de mulți și suficient de credibili ca să creeze o masă care se conteze. S-a văzut rezultatul la Comitetul Executiv. A câștigat Liviu Dragnea cu un scor categoric. Oare de ce? Nu... În același timp, rezultatul de la moțiunea de astăzi arată un scor destul de echilibrat între putere și opoziție. Diferența asta, da, este oarecum, n-aș spune nesemnificativă, dar redusă față de rezultatul moțiunilor anterioare. Probabil și mulți parlamentari din partea opoziției au absentat, dar diferența este de asta, da, 40 de asta, voturi, asta care s-a mai văzut. La o adică ar putea fi recuperate printr-o colaborare cu, între partidele de opoziție. Asta s-a mai văzut și la alte momente din acestea în care au fost voturi pe diverse proiecte, diverse voturi în Parlament, și a fost un foarte ușor avans doar al puterii față de opoziție. Pe asta și mizau oarecum adversarii lui Liviu Dragnea, că într-o a doua fază s-ar putea să-i creeze probleme în Parlament la o posibilă moțiune de cenzură sau la un posibil vot important. Schimbăm puțin subiectul în acest moment pentru că avem o legătură telefonică. Tot în Camera Deputaților s-a votat astăzi cu o majoritate covârșitoare înființarea Muzeului Locomotivelor de la Dej, o lege reexaminată la cererea președintelui României. Ce prevede în esență acest proiect devenit astăzi lege? La Dej se va înființa un muzeu al locomotivelor. Este un proiect inițiat printre alții de deputatul dejan Cornel Itu, cu care ne aflăm acum în legătură telefonică. Bună seara, domnule deputat! Alo? Bună seara, domnule deputat, ne auziți? Bună seara, se aude foarte greu. Noi vă auzim. Spuneți-ne, cum v-ați gândit la acest proiect al unui muzeu al locomotivelor, tocmai la Dej, și de ce, în condițiile în care noi credem că toate locomotivele din România își au locul într-un muzeu? Da. În primul rând, Dej a fost un nod de cale ferată foarte important. Aici, mulți oameni meseriași se îndreptau spre această meserie de ceferist, de lăcătuș mecanic în depou. În depou din Dej s-a creionat o elită, aș putea spune, a inginerilor și a tehnicienilor, buni profesioniști. Acești oameni, în timp, au făcut un voluntariat. Pe liniile anexe au garat anumite locomotive pe care prin muncă patriotică înainte sau prin voluntariat mai nou le-au recondiționat, le-au pus în valoare. Au încercat prin munca lor să conserve ceva din patrimoniu și istoria SDCPR-ului. E un lucru pozitiv, l-am admirat omul care a pus inimă și patos și care e iubitor de istoria SDCPR-ului și un meseriaș deosebit, domnul Florin Nan, iată, își vede încununat prin acest demers juridic întreaga lui activitate. Am înțeles, domnule deputat. Fără îndoială, este frumos că va exista acest muzeu la Dej. Dar nu ar fi fost poate mai important sau mai interesant să vă ocupați de modernizarea patrimoniului CFR, pentru că, așa cum am spus, și vagoanele și locomotivele, tot ce circulă pe liniile ferate din România în acest moment, își are locul într-un muzeu. Și nu cred că este o exagerare. Da, demersurile mele au fost și sub alte aspecte. În primul rând, pentru modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Naboca-Dej. Eu consider că este o necesitate imperioasă, pentru că transportul pe rutier e destul de
greu și cu multe accidente și atunci dacă ar fi pusă calea ferată pentru a nu fi restricționată cu viteze între 80 și 120 km pe oră, poate foarte mulți de gen ar naveta spre Cluj sau invers. Alte măsuri care am fost inițiatorul unui proiect legislativ prin care toate, împreună cu colegul Șimonca, toate trecerile de cale ferată pe drumurile naționale să fie semnalizate acustic și optic, cu semibarieră. Și iată, la Desfere și realizează treaba asta acum. Am mai multe inițiative, sigur. Eu consider că SNCFR-ul nu intră o perioadă de glorie. Din păcate, cred că trebuie să alocăm mai mult, mai multe fonduri și o mai bună organizare. Dacă înainte era o armată foarte bine organizată și eficientă, astăzi CFR-ul nu mai este acea armată eficientă, din contră. Domnule deputat, colegul meu, Mircea Tătar, dorește să vă adreseze o întrebare. Domnule deputat, da, ce rezultate concrete... Foarte greu vă aud. O să vorbesc mai tare. Ce rezultate concrete aveți la aceste demersuri pe care le-ați făcut pentru modernizarea linii ferate Cluj-Deși? De asemenea, dacă ați făcut și ce rezultate, că până la urmă tot pe rezultate vorbim vis-a-vis de proiectele mari de infrastructură ale Clujului, v-aș întreba. Da, o să vă răspund. Modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Pahida s-a făcut. Se continuă spre Jucu și anul viitor cred că va fi finalizată până la Deș. Semibarierele, așa cum v-am spus deja, la Deș se montează și trecerea de cale ferată spre alte comune de la Deș se pun dale elastice. Este un început, un bun început, spun eu. Sunt puțini bani care au fost alocați în bugetul pe acest an, domnule deputat, îmi pare rău să vă contrazic, pentru aceste lucrări de modernizare feroviară în județ și în toată țara, de altfel. Nu v-am înțeles. Sunt puțini bani, da. Foarte puțini bani alocați de către Ministerul Transporturilor. Da. Mult sub așteptări. Da. Demersurile mele continuă și vă promit că voi prin tot ce voi face, voi aduce spre județul Cluj și spre zona Dejului alți bani. Aici mă gândesc la centura ocolitoare a municipiului Dej, o centură necesară, obligatorie într-un viitor, cum e și centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca. Mă voi lupta pentru aceste treburi, pentru Spitalul Regional de Urgență. Sunt multe pentru aeroportul Cluj-Napoca, care este o poartă de intrare în Cluj-Napoca și în întreaga Transilvanie. Sunt, într-adevăr, sunt multe da, și de făcut. Pentru care companiile naționale nu au fost de acord să financeze un transport intermodal, o legătură între aeroport și CFR. Din păcate aveți dreptate, reluăm acest demers și cred că vom obține acceptul. Domnule deputat, o ultimă întrebare. Dacă doriți să comentați pentru telespectatorii NCN recentele declarații ale colegului dumneavoastră de partid, senatorul Adrian Țuțuianu, care a fost înregistrat cu ocazia unei întâlniri, spunând cuvinte nu tocmai frumoase despre colegii domniei sale. Da, eu regret afirmațiile domnului senator Țuțuianu. Îl consider un om echilibrat, de bun simț și cred că toate aceste afirmații, dacă vrea să le facă, trebuia să le facă într-un cadru organizat, în cadrul BPN-ului sau în alte organisme statutare ale partidului. Vă mulțumim, domnule deputat, pentru intervenția dumneavoastră. Cu acestea, noi ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Vă reamintesc în studio colegul meu, jurnalistul Mircea Tătar. Continuăm după câteva minute. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Mm.
Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. VOS Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, VOS Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Acum se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Am revenit în direct la emisiunea În Vizor, alături de mine colegul meu, jurnalistul Mircea Tătar. În această pauză de publicitate, noi ne-am adus aminte despre o carte eternă și fascinantă a României, editată pe vremuri de guvernul Năstase, o carte care surprinde, sau titlul căreia surprinde foarte bine discuția dinainte de pauza de publicitate, discuția noastră cu deputatul PSD Cornel Itu, care își propune să înființeze la Dej și a și transformat în lege această idee, un muzeu al locomotivelor. Ne întrebam noi și l-am întrebat și pe domnul deputat de ce ar fi util un astfel de muzeu în condițiile în care, după părerea noastră, toate locomotivele din România și toate vagoanele de tren și-ar avea la o adică locul într-un muzeu. Inițiativa domnului Itu este foarte, foarte binevenită pentru o categorie profesională și salutară din acest punct de vedere, dar cred că totuși România și Clujul, dacă ne referim la Cluj, dar la România, dacă ne referim în ansamblu... Trăim totuși într-o țară în care viteza media trenurilor este de 30 de kilometri. Are cu totul și cu totul alte probleme mai urgente vis-a-vis de infrastructura feroviară. Suntem pe ultimele locuri, cred că
nu numai din Europa, ci din lume, în acest punct de vedere. Nu s-au mai făcut căi ferate de 100 de ani. Trenurile circulă goale. Sunt câte două vagoane la câte un tren și acelea ruginite și care zdrângăne pe căile ferate. Deci avem probleme serioase din acest punct de vedere. Transportul de marfă s-a dus vasi total spre firmele recent private. Un tren de la București la Cluj a întârziat 6 ore. Mă întreb cum ar fi să fii în pielea acelui călător care a venit, în loc să călătorească 11 ore, care și deja este anormal de lung, a călătorit aproape 20 de ore. Aceste chestiuni, până la urmă, sunt importante. Lipsa infrastructurii rutiere, lipsa infrastructurii feroviare. Cred că sunt teme vitale care le vedem așa, din când în când, le discutăm în emisiuni, în dezbateri. Mai zice și câte un oficial că vor face nu știu câți kilometri anul ăsta, că într-un mandat o să fie nu știu câte sute de kilometri de autostradă. Nu se întâmplă nimic. Rezultatele sunt ridicole. În acest an, de exemplu, s-a inaugurat acest tronson mic de 9 kilometri de autostradă. Dacă spunem cuiva în vremurile pe care le trăim, că am inaugurat 9 km de autostradă, râde de noi. Dar asta se întâmplă în România și ne bucurăm și pentru acei 9 km de autostradă. Pentru că, cel puțin în zona noastră, scoate traficul greu de pe niște artere și, mă rog, îl duce spre bucata de autostradă care era. Dar între timp nu s-ar putea spune că politicienii nu au cu ce să-și umple timpul. Iată, am avut un referendum, acum avem mult războaie politice în toate partidele reprezentative ale țării. Mult prea mult își umplu timpul cu subiecte neimportante, cu subiecte de pe agenda personală, pe de-o parte, de pe cel mult agenda partidului pentru a rămâne acolo la putere sau pentru a accede la putere, dar nu vedem. Așa cum spuneai la începutul emisiunii, Liviu Dragnea a avut 2 zile libere. Toată lumea s-a întrebat unde se află domnia sa. Ne-a răspuns în cele din urmă că s-a aflat la partid. A apărut în sfârșit după eșecul de la referendum și, bineînțeles, că a avut o părere. După domnia sa, n-ar mai trebui să avem pe viitor niciun fel de prag de participare. Să vedem declarația domnului Liviu Dragnea. Stăm agățați, spune Liviu Dragnea, de un număr ipotetic de oameni care ar putea fi prezenți. Ideea de quorum se dovedește că diminuează sau inhibă prezența la vot. Cei care sunt împotrivă au la îndemână un mijloc, boicotul. În momentul în care ar fi un referendum fără prag, s-ar mări prezența pentru că ar vota cei care sunt împotrivă, spune președintele PSD Liviu Dragnea. Nu înțeleg mecanismul de gândire al domniei sale. Cum ar putea eliminarea pragului încuraja prezența la vot? Nu ar încuraja prezența la vot, ci pur și simplu ar fi o măsură care ar fi în avantajul celor care inițiază orice referendum. Deci în momentul în care ai iniția orice referendum, nu ar mai conta reprezentanța. Dar aici nu e în regulă. Pentru că mult timp s-a spus că ce reprezentativitate au lideri politici, chiar primari, aleși cu procente minimale, 20 ceva la sută, 30 ceva la sută. E un subiect foarte important. Quorum există și la Camera Deputaților, pe care o conduce domnul Dragnea. La Camera Deputaților acest quorum este chiar folosit de parlamentari când doresc să evite o dezbatere. Ce fac? Părăsesc sala pentru a împiedica desfășurarea lucrărilor prin lipsa quorumului. Până la urmă, quorum, dacă stăm să ne gândim, există și la Asociația de Proprietari de la bloc. Nu se pot lua decizii fără prezența unui anumit număr de vecini de pe scara blocului, să zicem. Deci quorumul, până la urmă, este un mecanism democratic esențial. Da, și eu sunt de aceeași părere. Sunt și teorii în spațiul public, cum că, până la urmă, votul este pentru cei care și-l asumă, care sunt responsabili și-l exercită, cei care sunt pasivi să suporte consecințele. E de discutat, până la urmă
nu e bine nici să nu mergem la vot. E un drept câștigat cu greu, cu jertfă, cu sacrificii. Au murit oameni pentru el, au luptat generații pentru el, pentru acest drept. Și cred că trebuie să ne-l exercităm. Dar pe de altă parte, nu e în regulă nici chiar să nu existe niciun prag. Oricum, acest prag, de exemplu, la referendum de 30%, nu este un prag foarte mare. Să reamintim oamenilor, pragul a fost deja redus de la 50%. Exact, pragul a fost de 50%. Și tocmai din acest considerent s-a redus. Chiar să le eliminăm de tot? Nu cred că ar fi în regulă. Dar e liderul partidului de la putere. Deci să ciurim urechea la ce spune domnul Dragnea. Este președintele PSD. Nu există problemă pentru care politicienii să nu găsească o scuză. Era de așteptat să găsească o explicație și pentru acuzațiile grave venite de la Bruxelles. Vă amintiți că zilele trecute Corina Crețu, comisar european și la rândul domniei sale provenită din PSD, a criticat dur guvernul. Avem bani, dar România nu are proiecte, a spus atunci Corina Crețu. Să vedem cine este de vină pentru că România nu atrage fonduri europene. Nu o să vă vină să credeți, dar vina aparține tot DNA. DNA este de vină pentru faptul că România nu atrage fonduri europene, susține un europarlamentar PSD. Victor Boștinaru, aflat la al treilea mandat în Parlamentul European, se declară de acord cu Corina Crețu, care reproșează României că a atras insuficiente fonduri europene, dar spune că de vină este Direcția Națională Anticorupție, care i-ar fi băgat în sperieți pe oficiali. Europarlamentarul PSD susține că autoritățile s-ar teme să semneze contracte cu finanțare europeană, fiind îngrozite că trebuie să își asume răspunderea. Declarația lui Victor Boștinaru vine în contextul în care comisarul european Corina Crețu, provenită tot din PSD, a avertizat că România pierde bani europeni din cauza lipsei de proiecte și că se simte insultată de atitudinea guvernului român. Iată, dacă vă întrebați de ce nu e capabilă România să atragă fonduri europene, de ce autostrada către București nu este deja finalizată, de ce trebuie să facem un muzeu al locomotivelor la Dej, așa cum am discutat cu domnul deputat Itu, și nu avem trenuri moderne, locomotive moderne care să ne ducă peste tot ca vântul și ca gândul, să știți că DNA este de vină pentru că responsabilii se tem să semneze fie un act, fie cât el cât de mic. Așa să fie, Mircea. E o declarație politică. Oricum e de salutat că printre puținii oficiali PSD care au dat un răspuns la ceea ce a spus Corina Crețu, a spus răspicat niște lucruri foarte importante. Foarte, foarte importante. Cu declarații politice trebuia răspuns la această declarație sau cu lucruri concrete? Nu, părerea mea că nu. Părerea mea că nu. Și nu cred în această declarație a domnului Boștinaru. Or fi fost, nu zic nu, și oficial, și funcționari care s-au fi speriat de DNA. Dar mă întreb, dacă respecti legea ad literam, de ce să ai emoții? Adică nu e chiar așa, mai ales în contextul actual, în care vedem că e atât de criticat Direcția Națională Anticorupție pentru anumite excese. Nu cred că... Cu ocazia dezbaterii pe tema statului de drept în Parlamentul European, reproșurile aduse României au fost detaliate și riguroase, răspunsurile noastre au fost, răspunsurile guvernului, nu ale noastre, răspunsurile au fost lozinci, au fost vorbe goale. Iată, la o acuzație din nou foarte riguros documentată de comisarul european Corina Crețu, cu ce răspundem? Cu niște vorbe în vânt. Da, și asta nu e ok. Eu mă așteptam de la Liviu Dragnea, de exemplu, de la ministrul transporturilor, de la primul ministru al României, să răspundă unui comisar european pentru politici regionale, chiar dacă actuala putere de la actualii lideri ai PSD sunt într-un oarecare conflict cu Corina Crețu. Domnia sa are o funcție importantă. E adevărat, e spre sfârșitul mandatului. Dar amintesc doar ce a spus câteva din ceea ce a spus doamna Crețu, câteva din informațiile importante care le-a dat. Au fost salvate circa 3 miliarde de euro care se pierdeau bani din exercițiul financiar anterior. Au fost fazate proiectele și au fost incluse la finanțare. Și prin contribuția domniei sale. De asemenea, sunt bani pentru autostrăzi, sunt bani pentru spitalele regionale, inclusiv spitalele de la Cluj.
Ori aici, autoritățile românești sunt clar în culpă. Cred că singurul răspuns credibil al autorităților române ar fi fost să prezinte proiectele cerute nu de Comisia Europeană, să le pună pe masa Comisiei Europene. Nu au răspunsuri, dar măcar să treacă, să schimbe. Avem o problemă la Ministerul Sănătății. Cine e responsabil? Cine nu a făcut ce trebuia? Afară. Alții. Adică nici acest sistem perpetuat de la un guvern la altul, în care funcționarii, știu eu, de zeci de ani în aceste funcții cheie din ministere, ei dictează, fac jocurile sau nu fac nimic și noi toți suportăm consecințele. Să se taie în carne vie în aceste ministere în care nu își fac treaba pe absorbția de fonduri europene. Nu îl crede nimeni pe domnul Boștinaru. Și dacă îl cred puțin, probabil pe valul acesta de critici anti-DNA. Dar să fim serioși, dacă respecti legea ca și funcționar public... Cred că măcar un proiect concret ar fi trebuit guvernul să pună pe masa Comisiei Europene. Noi încheiem aici emisiunea noastră. Îi mulțumesc colegului meu, Mircea Tătac, pentru participarea la emisiune. Am discutat despre situația politică din PSD, unde acuzațiile se înmulțesc. Am discutat și despre noul muzeu al locomotivelor de la Dej, pe care chiar dacă, așa cum am spus, am putea să-l populăm cu toate locomotivele și cu toate trenurile din România, domnul deputat Cornel Itu s-a luptat să-l deschidă în localitatea de lângă Cluj. Noi ne luăm la revedere până mâine, când emisiunea În Vizor va reveni la aceeași oră. Una în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Coral Impex, numărul 1 național. Coral Impex vă oferă servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare la standarde occidentale. Puncte de lucru în 10 mari orașe din țară. Servicii de calitate din 1993. Coral Impex, calitate la standarde europene. Pe strada Horea, la numărul 32, clujenii dornici de arome de poveste poposesc mereu la Capriccio Bistro. E un loc cu adevărat special, în care se mănâncă dumnezeiește. Asta pentru că noi gătim cu pasiune, gătim mâncare pentru suflet. Capriccio Bistro, acum și la delivery pe www.capricciobistro.ro. Coratim Events Hall este o locație premium perfectă pentru nunta ta. Coratim Events Hall nu e o simplă sală de nunți, ci locul ce te ajută cu tot ce ai nevoie. Catering sau managementul evenimentului, pentru ca voi, mirii, să vă bucurați de fiecare moment al evenimentului, într-o atmosferă rafinată, călduroasă și plină de stil. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super!
discutat ca azi să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Deietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Cine spunea că nu sunt locuri de muncă în Cluj? Practic, ele sunt pe toate gardurile și pe toți stâlpii. Trebuie doar să vrei să le găsești și să-ți dorești să muncești. Fabrica de Plante este o companie de call center care vinde eficiența. Rupem telefoanele ca să oferim clienților tot ce este mai bun. Îți oferim... Ne cerem scuze, întrerupem aici discuția. Avem un client în așteptare, dar dacă ești interesat, ne poți suna la 0726-818888 să stăm de vorbă. Fabrica de Plante, înveți să ai încredere în tine. Ce faci? Pe aici pe lângă casă. Cum e vorba? Mai știu fel să nu crepăm. Nu, bine. Aveți mulți oameni la... Toși, cu plucuri. Lasă-o. Din plus sau în captare? Aici că aveți să care am povestit atunci, vreau să fac încă o binefacere. Sănătate. Să trăiți, eu fie. Andrei. Florin Burlan, foarte bine. Noi, lumea noastră asta modernă, avem o problemă, încercăm să evităm să mai muncim, să luăm pastile și eu mai știu, nu ne ducem la birou. Oamenii ăștia lucrează într-un picior. Iarnă, vară, toamnă, primăvară, ei lucrează într-un picior. Te-am speriat? Îți place? Ce? Nu știu ce tu! E pentru tine! Cu siguranță de acum înainte voi fi mai implicată în astfel de acțiuni pentru că merită. Ai un sentiment la sfârșitul zilei, deși ești obosit, deși ești transpirat, deși ești... E ceva ce nu se poate explica în cuvinte. A fost ideea colegilor, n-a pornit direct de la mine. A fost o discuție, eram în concediu, a venit un mail cu o idee, am ajuns la birou, am preluat ideea, am muncit, am făcut un proiect, am fost în teren, am venit aici, am vorbit cu oamenii, am fost pe la familii, am făcut o prezentare a ceea ce am găsit. Cei cu persoane de decizie au mers mai departe, s-au obținut fondurile necesare și după aceea a urmat partea logistică. Deci fusilii și cu pene sunt combinate. Te dau autosigurul sortiment și am luat combinat. Ziua în sine aș putea să o sumarizez într-un singur cuvânt, euforică. Sentimentele, trăirile pe care le-am avut ieri au fost de la tristețe, la fericire, la bucurie, la
cam toată paleta pe care un om ar putea să, să o simtă. Incredibil. Ah, foarte bune! Ah, da, pricepeți. Da, pe mă, fie bine, Doamne, ajută-mă și m-ai venit! Sincer, nu am cuvinte să explic. Adică m-a făcut așa să văd altfel lucrurile. Cel puțin în viața mea, nu știu, să învăț să apreciez mai mult ceea ce am și să încerc să mă bucur de fiecare moment. Nu știu, și de bunici, și de părinți și cred că o să încerc să doresc mai mult. Ce m-a emoționat cel mai mult au fost doi bătrânei, doi bunici, care efectiv când am intrat în casa lor și când i-am văzut, mi-au amintit așa de bunicii mei care nu mai sunt și care m-au crescut și nu știu să plâng și acum. Doamne, ești frumos! A fost așa un sentiment de bucurie, dar în același timp de tristețe. Să vezi cum unii oameni sunt rupți de lume și cum noi ne gândim că nu avem, nu știu, nu-mi cumpăr nu știu ce geacă sau nu-mi cumpăr o pereche de cizme. M-a impresionat demnitatea oamenilor. În sărăcia lor e o sărăcie demnă. Așa cum pot, ei își duc viața și știu să se comporte. Este impresionant. Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Marius Constantin Budăi, ales în circumscripția electorală numărul 7 Botoșani pe listele PSD. Este primul său mandat de deputat. Parlamentarul social-democrat este din februarie 2018. Președinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci. Înainte să ajungă în Parlament, a fost director executiv al Casei Județene de Pensii Botoșani, șef serviciu achiziții la protecția copilului în Botoșani, director la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale și consilier parlamentar. În campania electorală a mizat pe activitatea sa anterioară și a țintit pensionarii ca target electoral. Am condus Casa de Pensii din județul Botoșani și am cunoscut viața reală a multor pensionari. Le-am cunoscut supărările, tristețile, dar și dorințele. Nu vor ceva deosebit. Vor o pensie un pic mai mare pentru a-și trăi bătrânețea cu demnitate și un sistem de sănătate civilizat. Activitatea sa din 2016 și până acum este la limita decenței, dacă facem comparație cu alți parlamentari care abia dacă au deschis gura de 2-3 ori și nu au avut aproape deloc propuneri legislative. Iată ce spun statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților despre activitatea deputatului Marius Budăi. 85 de luări de cuvânt, 56 de declarații politice, 59 de întrebări și interpelări, 54 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. În aproape 2 ani de mandat, cele 85 de luări de cuvânt însumează 3 ore și 33 de secunde. Una din preocupările sale face referire la posibilitatea efectuării de plăți cu cardul în mediul online, dar există anumite impedimente. Nu s-au avut în vedere costurile pe care firmele din mediul rural trebuie să le plătească pentru instalarea echipamentelor moderne. Chiar dacă aceștia nu au încasări zilnice pentru a acoperi cererea, ei sunt obligați să ofere în avans o sumă de bani.
Deputatul PSD Botoșani a propus un amendament care să vină în ajutorul firmelor. Am inițiat o propunere legislativă prin care se prevede că va crește cifra de afaceri anuală pe care o realizează firmele care se ocupă de comerțul cu amănuntul și trebuie să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit la 50.000 de euro pe an și va scădea avansul pe care comercianții trebuie să-l acorde în numerar de la 200 de lei la 100 de lei. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Marius Budăi a avut până în prezent 2.934 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de 86%. Marius Budăi este o prezență constantă în presa locală cu declarații politice scrise. Apare uneori și în presa națională tot cu declarații scrise. Este destul de activ și în comunitate. Este amator de evenimente precum zilele satelor,